Salutare, dragi prieteni, și bine am găsit la un nou episod de Pack Opening, așa, ca de început de săptămână, deși eu trag episodul undeva duminică dimineață, în plin event Winter Wild Cards, unde aș zice cel mai important event de până acum, mă rog, FIFA 22, și la cum arată cardurile, sincer, nu-i contrazic, pentru că avem un Neymar, dar și un Pogba care arată absolut genial, jucătorii ăștia, însă costă un rinic. Fiecare. Avem totuși un Coman, chiar și Fabinho arată bine, Savi Spinazzola pentru cine pe Serie A, Semedo și acum începe bâlbâiala cu Niak Hate și cu Tuan Zebe, nume tradiționale francezești și englezești, nu știu de ce mă bâlbâi. Dar avem și pe Mbolo care face link cu Sow de la obiective, de la misiuni. Pe lângă toate nebunile astea, avem și Prime Icon Batch 1, deci Prime Icon-urile în pack-uri. Doamne ajută la toată lumea, hai să dăm bătaie. Trag episodul duminică dimineața, dar duminică seara, atenție, noi avem un alt pack opening, pentru că da, urmează să termin meciurile la Weekend League. Nu știu cum să procedez, sunt la 8-2 în momentul de față, 8 win-uri, 2 losuri. Și nu știu dacă să mă opresc aici, premiile la rank 2 sunt niște mizerii și da, eu când spun pe live că last min mod și dacă e stresant Weekend League-ul, dacă vi se mișcă iurea, dacă aveți delay, jucați mai puțin și rezolvați problema, vorbesc foarte serios, nu e nicio șmecherie, dacă e rank 2, rank 3, la urma urmei e loterie când vorbim de premii. În cazul meu, pentru că sunt content creator, trebuie să forțez, jucăm împreună pe live, dar nu știu cum să procedez, că iară m-am lungit cu intro ăsta, dacă să mă opresc aici și să joc restul meciurilor cu echipa României, o echipă de silver, de gold, să ne distrăm, încercăm și noi să agățăm o victorie, două acolo cu echipa României, sau să joc până când sunt matematic în afara rang 1-ului, adică da, în momentul în care am ajuns, nu știu, la 12-5, restul meciului să jucăm cu echipa României, nu știu, mă gândesc, dacă tot sunt aici la Rivals, atenție, mai avem fix 4 zile în momentul în care trag episodul ăsta pentru milestone, deci merge și boostați, eu mai am 33 de meciuri, nu știu când naiba o să le joc, dar trebuie să forțez, pentru că da, premii importante, dar unde naiba trebuie să mă duc să văd premiile? Aici, nu? Da, am dat greșit, pentru că sunt idiot. La rang 1, practic sunt 3 pack-uri de 100.000, mă rog, și 2 pack-uri de 45.000 acolo. Deci da, mergeți și jucați, mai aveți 4 zile, băgați mare. Hai să mergem să deschidem pack-urile. Avem pack-urile de la Squad Battles, SBC-uri, alea cu Tonksurile, alea la eventul ăsta nou. Oh, și Marky Matchups care nu l-am făcut, pana mea, am uitat. Acum, imediat îl fac. Practic am făcut 3 combinații, urma să dau submit la a patra și da, vorbeam de cartonașul ăsta. So, hai că i-am zis corect, dacă e Marky Matchups care face plata cam modest, pecurile sunt modeste, de vreo 2 ani încoace, dacă mergem pe linia asta la FIFA 23, dacă o să mă cheme FIFA 23, o să deschidem pecuri silver și bronz, bă, nu e rău, oricum eu le fac, pentru că na, nu ratez o săptămână la Marky Matchups. Și ultima combinație aici pentru un Prime Electrum Prayers, pec, Liverpool, Manchester, Rare 7685, Summit, m-am dus eu pe Premier League cu FL-ul, evident că jucători untradeable, Summit și pe lângă pack-ul ăsta parcă mai e un mega pack la final, dacă nu mă înșel, pe care îl deschidem imediat, avem undeva la 30 de pack-uri, dacă nu greșești, deschidem undeva la 20, pentru că da, pack-urile de 100 și 120 și 5.000 le păstrez pentru Team of the Year, ați ghicit. Poate butonașii am zis, dacă nu am zis, o zic acum, loviți voi butonașii alea, știți, cu like, subscribe, cu clopoțel, cu tot, să vină notificările și hai să dăm bătaie. Oh, stai, cam și un 84+. L-am păstrat anume pentru voi, vedeți? 2 la număr. De 84 cu plus în coadă și doar de 84 am dat. Am dat parcă de 84 cu 85, așa că ne încălzim cu un 84 plus și 2 de 84. Bă, ce am zis? Dacă așa am dat până acum, de ce aș da acum diferit? Păi da, Electronic Arts nu ne face nouă pe noi la pisic. Care e tradable, care e untradable, dar parcă eu mai știu. Hai să vedem, riscăm așa, probabil că discard, că asta e situația. Oh, nu, l-am salvat. Ia vezi, mă. Oh... Zen, moșu, zen. Respiră, inspiră. Hai să începem cu mega pack-ul ăsta, pentru că e tradable. De fapt, nu știu dacă are importanță, pentru că cu siguranță se dă discard la o grămadă de jucători. Și începem fără board. Senzațional. Senzațional. E tradable? Nu, mi l-a deschis pe la untradable. Logic. Dar e untradable? Da. Ce-ți deschide? Untradable. Yes. Bravo, Electronic Arts. Discard la ceva pe aici? Nici nu știu, că nu vreau să păstrez mizerile astea pe ăsta. Nu...
Hai că ăsta-l păstrăm. Ia să vedem aici. Fabian. Și uite pe show-ul ăsta pe care îl trimitem totul sus. Loc avem, avem, slavă Domnului. Dăm discar la om. Dă-mă să dau așa în urne. Jumbo Premium Gold Pack. Ăsta de unde l-am? Nici nu știu. Dau un obiectiv, am presia. Nu? Sau de la un SBC, mă. SBC-ul ăla cu token, wildcards. Trebuie să faceți 15 și vă dă diferite pack-uri. Eu încerc să obțin pack-ul final 10.85 plus pe care îl păstrez pentru Team of the Year. Stanciu, mamă, cum intră echipa României. Ia uite, vezi? Deja avem un jucător la echipa României pentru seara asta. Clar o să bag câteva meciuri. Oh, no! Oh, no! Kimpembe care e untradeable. Ba nu, e tradable. Not bad. Hai, facem niște bani acolo. Ia să vedem ce salvăm, ce salvăm, ce salvăm, ce salvăm. Vinicius. Nu, hai să-l stăm pe sau cu Dedai. Dedai, ia că na, e un Dedai. Pana mea, 200-300 de coins. Păi de ce să dăm? Să dăm discard. Ok. Sper să fiu atent, pentru că data trecută am dat discard și m-ați atenționat în secțiunea de comentarii. Moșule, e dat discard la jucător trade, bă. Sunt prost, ce pot să-mi cer? Real Gold Pack, hai și pe ăsta. Doamne ajută. Da, sunt multe untradeable, mamă, dar dau skip, nici măcar ball, nu. De ce special în fara mea? Hai că special, hai că de perioadă ne dă de, ne zăpăcește, ce cu tine? Facem noi 200 de coins acolo, nu-i facem nici păști. Nu-i nimic, capul sus, dăm înainte, mai avem o grămadă. Jumbo Rare Prespers, asta nu. Mega Pack, ia să dau un ăsta care trebuia să fie untradeable și e tradeable, ia uite că aici vine ball, doar simt, nu. Skip și la asta, what the fuck. Până de 35.000, nu luăm nici măcar un board. Am luat pe Marius aici. Anyway, contracte, mai facem bani contractele. Sunt bune și astea. Angle 2 ne interesează, asta nu ne interesează, Mexico nu ne interesează și asta le trimitem sus. Bang, bang, bang. Și am făcut și 100 de coins. Bun, ce mai avem noi pe aici? Ce mai avem noi pe aici? Oh, ok, Prime Elite în Play Spec. Ia vezi mă că de acum cred că intrăm în market matchups. Hai moșule, dă-i bătaie. Dă-i bătaie, dă-i bătaie. Băi, ne cam pocnește electronica. Adică pe mine cel puțin mă pocnește grav. Mamă, dar ce se întâmplă în următoarea perioadă cu pe clacul moșu? E groasă, e groasă. Bă, cred că valorează ceva. Bun, nu dați discard asta de unde? În Turcia și Anglia 4. E Rusia, Portugalia. Mai facem niște bunuți acolo. Asta e bun și așa. Ne mulțumim cu puțin. Leu cu leu cu ței BMW. Mixed Player Pack. Hai de tat. Mixed Player Pack. Hai, măcar din astea. Dacă nu e alea bune, nu dai din astea mizerii. Dai? Nu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Umtiti. Umtiti. Ne-a dat un rare, dar e, dar e bronz. Ok. Din alea bune, nu. Din alea slabe, nu. Bă, dar dai din ceva? Astăzi? Mamă, iar terminăm. Păi de săptămâna trecută am terminat fără walkout. Sau nu, am luat un walkout la final. Parcă am luat pe Digbala exact la final și ne-am scos. Bun, nici măcar board skip. E un pack opening senzațional până acum. E, ce să mai și zic, fantastic. Oh, avem un jucător pentru echipa. Da, nu, cred că putem mai bine. Totuși un jucător pentru echipa României acolo. Măcar pe bancă să fie și el. Rare Mega Pack, pe ăsta o să-l las la final, cred că e cel mai important pack pe care l-a deschis. Man Rare Missy Player Pack, hai mă și în ăsta, hai de mutat, hai să vedem. Hai de Electronic Arts. Nu, nici de aici nu. Mamă, dar ce se întâmplă? Dar ce surpriză? Dar nu vrea să dea nimic? Dar nu-i nimic? Ai bătaie, deci practic am zis, au, am și mizeria asta de 75, dar astea sunt de la obiective și de fapt sunt 4 de 75 și la final, cerașa de pe tot, pe cu de 50.000, dau rapid și în astea, bun, ia să vedem și discard, dacă dăm, nu dăm discard, asta e important, am și câteva pecuri de 81 plus, le deschid acum, dacă tot am dat bine la 84 plus, vă dați seama, la 81 plus, o să dea senzații, presim, what the fuck, e loterie, măi, e loterie prea mare. E mare. Eu mă gândesc că și la faza asta am mulți bani acolo sus și nu știu dacă contează. E o teorie așa. Da, teoria conspirației. Bă, ține cont că ai atâția bani, pentru că eu în ultima perioadă pe contul meu n-am mai prins nimic. Adică e jale, bate vântul de vreo lună, e groasă. Așa câte un loc au câte un form pe aici, acolo, da. Dar în rest e groasă treaba. Dar am prins la început, așa că nu mă plâng. Totuși, așa, dacă tot vorbim de teorie conspirație, bă, oare contează sau nu? Să investesc pe toți, să am pe zero și după aia să deschid pack-urile, să pară că sunt amărât.
Am investit o grămadă de bani, plus ce mai avem acolo, așteptăm Team of the Year, poate mutăm ceva atunci. Avem 3 pick-uri de 81, astea vreau să le țin, astea sunt pick-urile de la Qualifier, da, și vreau să le țin pentru seara asta, mă rog, voi vedeți luni, dar ați înțeles, duminică, dublă dimineață episod, postez luni și seara live și vreau să le țin, să le țin împreună cu premiile de la Weekend League, oricare ar fi ele. Să vedem ce mai avem aici în spate. Da, mai avem câteva pack-uri. Hai să dăm în astea. Da, dezamăgit, pentru că nici măcar un knockout. A venit primul knockout. Cine-i? Castellers de 86, da? Pentru că nu era animația de 88. E ok. Mai de capul meu, hai că special ne-a dat. Avem pe Celeia. Oh, avem pe Andone. Ia vezi. Ar putea intra ăsta? Vedem în seara asta. Johnny. Hai la final, am luat un knockout. E bine și ăla. Re-elect un player spec, haide tati. Re-elect un player spec și reușim dubla, nu. E un board totuși din Germania, Left Mider Godsense. Nu, ele Godsense. E jale, avem și vițelul, avem și un aurar aici și cam atâta. Da, se taie puțin, se taie puțin din elan, nu-i problemă, mai facem trade, mai combinăm noi așa cum putem. Asta ce e? Jumbo rare, nu, asta e premium. Hai aici, re-elect un player spec, bam, dau bătaie. Dacă mă supăr că deschid și premiile de la Rivals, doar board, Anglia, CB, și îl avem pe Stones de la City, care e la preț de discard. Mamă, dar ce prost, da. What the fuck? Nu știu, voi ați prins ceva, la voi e mai bine și evident că ne-l dă pe Hernandez, ăla care nu trebuie, de 100.000 de ori am prins anul ăsta, mama lui azi. Deci jumbo. Ce mai avem totuși pe aici? Avem și un rare mega pack de deschis. Ultimate, nu, asta ce? Re-electum player spec. Păi și ăsta. Ia să-i dau și în ăsta. Ia tat, 12, 6 cu 6, nu? Ăsta, haide. Wow, inform, bine mă, măcar atât. Uspania, ia untradeable, dar contează mai puțin. Fodder, acolo 84. Poado, sau Poado, că nu pui accentul, că n-are accentul de francez, de francez. Și în spate nu se ascunde nimic, dar nu contează. Avem un inform, e bine. Resurse, o grămadă de silver. Și să vedem dacă trimit cineva la discard. Evident că trimitem, aurar, nu. Next, un inform și un knockout. Decențel. Adică prost. Premium Team of the Week nu păstrez. Nu știu dacă deschid azi. Jumbo, premium. Am să deschid asta de 81. Pana mea, 3 la număr. Haide. Am păstrat pentru vineri, dar am așteptat să iasă în pack-uri icon-urile. Mai că au ieșit icon-urile. De parcă mă ajută cu ceva și așa nu dă nimica. Electronic Cards. Bine, e foarte bine. Da, Alessandru, dăm discard. E bine că dăm discard la jucători de 83. I-am zăpăcit. Am dat discard și la walkout-uri și ne-am recuperat, evident. Din nou, 81 plus. Haide. Și din nou doar board. Franța, dă-mă, mă, Mendy, mă. Nu e, mă, Mendy, mă. E din ei. Nu e Mendy, niciodată nu e Mendy. Și Icardi, ia să vedem Icardi discard sau nu, uite, n-ați luat pe Icardi, asta e un lucru bun. Hai, și încă un 81 plus. Încă unul și mă duc, haide, 81 plus. Bang. Și din nou doar board, evident, de ce dau walkout, dar măcar unul bun. Măcar să nu dau discard, 84 Henderson, ia să vedem dacă e pe discard sau nu. Da, sunt dezamăgit, trebuie să recunosc. Am văzut la multă lume în special card-uri de astea și am crezut că Drobrieta e puțin mai decențel așa, dar nu e, chiar nu e așa. Deci am deschis o grămadă, frate, 20 de pack-uri în cap. Nu știu ce să fac cu pack-urile astea, bă, știți ce? Le deschid acum, dă-le în ceapa mamelor de pack-uri, acum le deschid. Oricum am o grămadă pe contul de PlayStation de deschis așa, că le deschid acum pentru episod. Ma, să fie mizeria totală, dăm skip la primul pentru că nu avem nici măcar board. Premiile de la Rivals, cât să fă, dă mai departe, hai încă două pack-uri de 25.000 și terminăm cu cireașa de pe tor și anume pack-ul de 55.000. Hai, premium gold player spec, haide mă, dăm ceva de aici, nici măcar board. Sunt 6 sau 7 săptămâni în care nu iau board sau am presie că maxim board din pack-urile astea, din premiile de la qualifier.
Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Hai. Hai, poate acum mă contrazice Electronic Arts. E un pack de 25.000 totuși. 12 cu 3 și nici măcar bord, da. Straniu, mă. Parcă spuse cu mâna în palea mea. Mamă, mizerie totală. What the fuck? Ce e asta Electronic Arts? Mamă, ce bătaie de joc. Anyway, ultimul pack, fraților, pentru episodul de astăzi. Ce să zic? Hai să vedem dacă reușim să salvăm episodul ăsta sau nu. Chiar sunt dezamăgit. Deci chiar sunt, pentru că e prea multă, deci e o vreme. Eu o caut. E Lukaku, de o perioadă foarte, foarte lungă în care, bine, măcar am luat un knockout, e untradeable. Nu știu dacă l-am sau nu, adică nu știu dacă l-am untradeable sau nu. Avem totuși două acuratori și un inform, nice. Ia să vedem dacă îl băgăm la un NPC sau sau nu. Acum imediat vedem care e situația. E tradeable, hai să zicem că e ok. Și, în fine, lasă că văd eu aici după ce salvezi ce nu. Dar, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi. M-am lungit puțin cu intro. Dezamăgit. Niciodată n-am terminat episodul așa. De obicei zic, mă, mi se rupe aia, îmi dă, nu-mi dă și am eu vorba aia mea. Păi, deci dacă nu-mi dă, îmi iau singur. Totuși, când ai 5, 6, 7, 8 săptămâni în care nu prins absolut nimic, event după event, bine, absolut nimic, exagerez. Avem totuși două walkout-uri și prindem câte un walkout, câte un inform, nu zic nu. Dar niciun special card, niciun jucător cât de cât decent. Deci nu zic acum ceva wow să fie, dar cât de cât decent. Și știu, pentru că descrie foarte multe conturi, că nu sunt singur în situația asta. Și de asta e loteria prea mare. E loterie incredibilă. Sunt colduri care, conturi care prind non-stop de la început până la final. Și sunt conturi care efectiv poți să deschizi 200 de pack-uri și asta și situația la Team of the Year. Eu o să păstrez pentru content foarte multe pack-uri și o să facem nebunie, o să fie două live-uri, pentru că nu ne putem organiza pe un singur live. Însă nu garantează nimeni că dacă o să am 2, 3, 400 de pack-uri pe un singur cont, o să prind un Team of the Year. Nici măcar unul. E posibil ca altcineva pe un alt cont să deschidă fix 5 pack-uri și să prindă un Team of the Year pe lejereală, deci da, nu știu ce să zic, loteria mare. Asta fiind spuse, nu-i probleme de război, noi să fim sănătoși. Nu uitați de butonașe până data viitoare. Peace!